M-a șocat puțin deosebirea între Helen Mirren, pe care am văzut-o machiată, și ne, adică, mă rog, nemachiată, dacă înțelegi ce vreau să spun. Vom sta de vorbă cu un om bun, un om care a înțeles că ajutorul fiecăruia dintre noi poate să fie esențial și și-a pus la dispoziție hotelul pentru ca oamenii care vin din străinătate, forțați de criza prin care trecem, să aibă un acoperiș deasupra capului. Stăm de vorbă cu Răzvan Raț. Dragul nostru, în primul rând vreau să spun că gestul tău n-a trecut nebăgat de seamă. Foarte multă lume vorbește despre asta. Iar oamenii care au încredere în alți oameni care vin de afară să le ocupe hotelurile sunt rari. Trebuie să recunoști. Legătura noastră deocamdată nu prea ne ajută pentru că nu se aude. Te văzut, se vede. Acum da, începe să te auzim. Așa, în primul rând, bună ziua. Bună ziua tuturor. Bună, Răzvan. Nu cred că e nimic, să zic așa, extraordinar în gestul meu. Pur și simplu este... Prin ceea ce fac este un mesaj pe care vreau să-l transmit, cred că tuturor românilor și, în general, oamenilor prin situația în care suntem. Eu cred că fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, putem ajuta să trecem peste situația în care suntem. În cazul tău, mai mult sau mai mult. Și știi, voiam să te întreb ceva ce nu știu dacă e potrivit, dar risc. Oamenii care vin din străinătate fac parte din tot felul de pături sociale. Înghețul e aprins deopotrivă și pe profesori, și pe ingineri, și pe muncitori, și pe toată lumea. Înțeleg toți cei care vin într-un hotel de înaltă ținută, cum este al tău, să respecte gestul pe care tu l-ai făcut? Exact ce a spus și dumneavoastră, sunt oameni diferiți din pături sociale diferite și, încă o dată, mai ales la situația care există la momentul ăsta, oamenii reacționează diferit și nu poți să, până la urmă, nu poți să-i condamni, pentru că e o situație nouă și pentru ei, la fel cum și pentru mine, o situație nouă. Nu mi-am imaginat niciodată că acest hotel va fi centru de carantină, dar ne adaptăm situației la fel cum și ei la început au fost, unii dintre ei au fost mai nervoși, alții mai puțin, dar ușor, ușor oamenii au înțeles că asta e situația așa și trebuie să se comporte într-un anumit fel. Am avut într-adevăr tot felul de lucruri, sau ne-am întâlnit cu lucruri ciudate acolo, dar ușor, ușor cei care sunt practic în carantină au înțeles că așa e mersul lucrurilor, trebuie să stea 14 zile și apoi, să părăsească această locație. Exact, asta voiam să te întreb. Care sunt lucrurile ciudate? Au avut anumite cereri la un moment dat? Au mai fost și cereri de somon fumé, apropo de ce spuneați mai devreme cu Franța și cu... Ei au vrut un fel de mici mai franțuzești așa cu somon fumé și fripture de vită la grătar, ceea ce nu e cazul și nu... Totul se întâmplă în anumite limite. În anumite limite, da. Și dar bine, au fost încă o dată și alții care bine, este oamenii s-au tot întrebat de ce nu sunt testați, pentru că li s-a spus la început că sunt testați, apoi nu s-au mai testat doar pentru faptul că nu sunt simptomatici. Și atunci e clar că sunt foarte multe lucruri pe care ei nu le întreabă. Da. Și vine la tine, da, firește, da, te duci la primul... E normal și încerci să-i liniștești, pentru că sunt lucruri care nu sunt într-adevăr. Trăim la momentul ăsta într-o situație care nu e normală și atunci... Răzvan, o întrebare de final pentru mine personal. Recomanzi altor oameni care au la dispoziție hoteluri să le facă, să le transforme în centre de carantină?
Bine, e puțin diferit. Ceea ce s-a întâmplat sau decizia mea era în momentul în care acest lucru era benevol, acum câteva săptămâni. La momentul ăsta este o diferență și ea constă în faptul că autoritățile nu mai au nevoie de acceptul proprietarilor ca să pot să folosească locația respectivă, dar nu știu dacă e o recomandare sau nu, dar acum încă o dată, da, ai dreptate, înțeleg situația. Revin la mesajul pe care încerc să-l transmit, că toți împreună putem ajuta și doar împreună putem ajuta să ieșim din situația în care suntem. Și încă o dată, nu mă refer la părți financiare, ci doar la gesturi care, da, care le putem face fiecare dintre noi și la care putem recurge fără prea multe eforturi. Îți mulțumim foarte mult, Răzvan Raț, un om de fotbal, un om de echipă, un om la care se vede clar că știe că depindem unul de celălalt și că doar împreună putem să obținem o victorie.